Bine v-am găsit la un nou episod din sănătatea noastră de la Haiduci, alături de Puf, care iau fără. Energic, e când îți eu împreună cu el în raz. Așa, așa, mă, mă, acum. Oameni fine. am fost alături de Puf și am strâns vreo 6 care de pământ, după alea 9 pe care le-am băgat aici, cu încă 6 o să fie vreo 15. Da, mult dirt, dar o să arate genial după ce terminăm terraforming -ul. Și ce avem de făcut pufle acum? Îmi pune întrebări din astea grele, că nu... Altă întrebare. Ok, altă întrebare să fie. Așa, deci, cred că primul și primul Oala. lucru, pe lângă că o îndrepta pof în partea asta și va trebui să facem un terraforming să vină cam așa, până pe aici, cred că dealul ăla vorbeam înainte, nu? Vorbeam de dealul ăla și mai crede acolo. Apoi mai netezim un pic cu schestere. Cel puțin din altă perspectivă, dacă te uiți de sus, arată prea proeminentă toată treaba Stai acolo. Parcă? Să... Mul... A, și... da, că totul e drept și acolo deja... Da. da cam și atunci puțin. trebuie nivelat o liecuță, o liecuță și dealul asta de aici. Da. În ok, aia. acolo lângă portal iarăși netezită un pic zona, A, că e gropița acolo care e destul de nasoală, așa. Și pe urmă, ce putem să facem? Putem să ne îndreptăm în partea opusă în care te-ai dus. -ul. A, în partea... A, A așa. Da, în partea asta, că, în partea că aici asta... nu am lucrat deloc, da. La insulița Man, asta am. unde este, încă un portal, <laughs> să spargem portalul, să terraformăm un pic, un pic insulița, pentru că aici cred că o să vină un far. N am putea că e așa micuț, bam, un far cu niște căsuțe, poate, hmm. da, sau cine știe. Și deci fie o să vină acolo un far, fie dacă nu, o să vină în partea cealaltă în care ai mers prima dată, dar în partea cealaltă, nu știu, insula hmm. aia, parcă e... Da, insulița asta e cam ciudată eventual, aia, da, trebuie hmm. să le... O să avem, o să avem multă treabă pe aici, sau așa că... El mai rău caz, insula asta care am a format noi pentru a face, vezi doamne, un... Un asta, jack, ce, un pădurar? Un lumberjack, așa un pădurar, o chestie, se poate transforma insula asta într-un oarecare fel de port cu un far în mijloc am putea si? și așa, da, da. Și si portul ăla se poate extinde din insula asta în în insula principală pe lângă chestia asta care este o să fie carieră de piatră. Da, aici să fie cariera. Deci, idei sunt, treaba e să vedem cum le punem în practică. Idei sunt, hai să facem transforming! altfel arată acum după ce am făcut un mic terraforming pe aici cu Nenea puf, însă el ne-a părăsit și am rămas singur pe aici. Am mai pus câteva stecuri prin partea asta, adică arată puțin mai bine, dar mai avem de pus. Oricum, materialele sunt acolo numai că trebuie să mai găsesc timpul necesar pentru a... Voi nu v-ați oprit încă? Scurit, ce fac astea? Așa, revenind... O să am nevoie de mai mult timp ca să mai aranjez prin părțile astea, dar eu zic că e bine. Și scurs până unde se duc, adică ele se duc în partea aia și scuipă până își dau seama că nu mai au pe cine scuipa. Adică cred că scuipă de ore bune. Mamă, și cum să scuipă între ele. Așa, s au nimerit. Gata, mă, în sfârșit, gata. Ah, ok. Deci se pare că nu m-au terminat. Sau? Să găsut că început și cealaltă. Ah, așa, măcar asta o terminat. Și e curios de o chestie, da? Dacă vă pun aici înapoi, îți dau eu o bucată, o să vreți să mă scui pe mine, nu? Sau gata, asta a fost? Ah, nu știu. Mamă, șore. De ce atâta trebuie? le mângâi puțin și își revin. Mamă, dacă știa întreaba asta, nu le mai ascultam pe aici că tot o scuipat. Între timp, m-am mai jucat puțin off-camera și am adus în partea asta 16 oi și în cealaltă parte tot 16 oi. Deci avem 32 de oi în ferma noastră industrială de lână și am mai pregătit niște pectais. Ce o să se întâmple cu pectice-ul asta? Ei bine, o să fie un tunel. Nu mai știu în ce parte. Uite, în partea aia. O, stai că nu se vede A, acolo. A, așa. Deci o să fie un tunel mai exact cu sticlă ca și în partea aia și o să fie 32 de dropere care dropează luna plus în partea aia o să fie câte un dropper atât pe stânga cât și pe dreapta fermei de sugarcane care să dropeze sugarcane-ul și ele o să meargă practic pe 3 linii diferite după care aici în capăt se unesc și ajung toate să meargă în acest lift care o să le ducă sper eu cât de repede la sortul ăsta și o să avem ceva de lucru adică o să fie complicată treaba să mă duc cu... cu stai cu gheața așa în colțul nu e chiar atât de complicat, numai că o să dureze puțin. A, da, și în partea asta vreau să văd cât pumpkin și cât melon s-a strâns așa între timp. Mamă! Mă, oleoare, trebuie să facem... Deci nu uitați-vă câte stecuri de melon s-au strâns până acum. Și în partea asta, la altă, deci de asta am zis, va trebui să facem și de aici un tunel. Trebuie să mergem puțin mai jos, nu știu dacă avem cum... Ba, uite, putem să mergem până în partea aia și să ducem un tunel... Până aici la liftul ăsta, tot așa, cu niște pack ties, cu niște sticlă, și vom avea nevoie de multă sticlă pentru că va trebui să înconjurăm fermele astea cu sticlă ca să nu se mai piardă iteme pe parcurs. Am rezolvat aceste tuburi pe unde o să meargă itemele și mai exact, uite, drop ăla, trimite tot sugar cane-ul până în partea asta, lână o să fie trimisă pe acolo și tân, tân, tân merg itemele până aici unde se unesc, apoi vor merge până în punctul ăla unde se unesc din nou. Acum, hai să facem noi un test, da? Deci, aceste două sign ar trebui să ajungă până la nivelul ăla, da? Deci eu o să arunc, să fie, hai, chiar nu două, să fie pam pam două în partea asta și două în partea cealaltă. Deci patru în total, să nu fie una și una. Și oile o să rămână de această culoare, pentru că probabil vă întrebați, dar nu le colorezi, nu le aranjezi? Nu, oile o să rămână albe, deoarece am nevoie doar de lână albă, când o să am nevoie și de lână colorată, oh, trebuie să le punem și trebdoruri acolo sus, că tot avem lemnul ăsta, uite ce la fix o nimerit, facem trebdoruri și le punem acolo sus, vreau să le pun de, oh, mergeți plus dacă tot avem la noi, așa, 40, eh, eh, mai strângem, mai strângem și mai facem. Și acum, o, la fix <laughs> La fix Mamă, de ce, uite, și sunt patru Lejer, bine, o să meargă mai sus Ce vreau să fac mai imediat Să pun acolo patru bucăți de dirt Să cresc kelp până sus de tot Și după aia doar aici să pun patru găleți cu apă Și atât ca să nu mai am de mers Până, mă rog, să nu mai am de mers de jos Până sus de tot cu kelp Mă duc din partea asta până sus și în partea aia m-ar frumos. Ia uite, Bam. Altă viață acum cu tuburile astea. A, dat și un lucru, am uitat să vă arăt. Am făcut niște trade-uri și avem, unde sunt aici, avem 27 cu încă 5, 32 de cărți cu Unbreaking 3. Și acum o să avem nevoie de 32 de șirsuri și o să punem câte una cu Unbreaking 3 la fiecare oaie. Am stricat vreo 100 de nivele, însă am făcut toate aceste 32 de forfece cu am breaking 3 și după am mai pregătit ceva în partea asta. Ia, uitați-vă, frumos tot tunelul bine. Am pus astea numai așa să pot intra și eu în caz de ceva. Ah, atât. Bum! Frumos, frumos. Și am ajuns în partea asta unde avem un lup cu apă circuit la pe destul de drăguț care merge așa și în momentul în care itemele ajung pe aici, bine, momentan n-am făcut sorterele, dar în momentul în care o să ajung itemele în partea aia, o să meargă ele, nu prea contează pe unde merg, contează că o să tot ducă până ajung la hopperul în care au ele de mers. Adică o să tot plimbe până ajung în hopperul lor. Și ce vreau să facem acum, da? În partea asta, pentru că avem ferma de melon și pumpkin, vreau să facem o chestie, da? Și trebuie să vedem noi aici cum stă treaba. Deci astea ar fi, da, uite, astea ar fi și trebuie să le punem în felul următor. 4 cu 4 cu 4 aici și cu încă 4 în partea asta, da? Și acum, ce trebuie să facem noi mai exact? Să punem în partea asta 32 pumpkin, 32 pumpkin, după aia 32 melon slice și 32 melon slice. A, dacă e foarte bine pe dreapta și pe stânga. Două hopere și... Oh, am căzut. Am căzut. Hai să vedem dacă reușim să nimerim noi. De fapt, ce să nimeresc că putem să mă duc direct așa. Bum. Și acum trebuie să pun un hopper acolo și un hopper acolo. Și o să vedeți, ia, uite cum se duc, da Nu a fost atent, stai. Stai așa. Bă, 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 stai, stai, pauză, 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 pauză. Pauză. Ce facem aici? Așa e când nu ești atent. Și acum ieșim noi gata. Am rezolvat. Și a să pun și în cealaltă parte ca să tot duc itemele astea. Vai, așa că nu ești atent. Și în partea asta altă ar trebui să fac exact același lucru, să pun niște glass peste, pentru că n-am fost atent și... A, uite, deci trebuie să mergem cu un bloc mai încoace. Și acum să punem și aici sticla asta, ca să nu avem nicio problemă cu aceste tuburi, să nu fugă, cum a văzut și voi acolo, cum s-o tot dus itemele. Ia uite cum se duc Băi ce șmecher arată <laughs> Cât de tare e treaba asta Și acum dacă ieșim noi cumva de aici Cu puțin noroc Ar trebui să mergem sus Și acolo sus să vedem Mai multe Ia uite Mergem și noi împreună cu ele Hopa! Și ar trebui să ajungă aici Să mai opresc și prin alte părți cei drept pentru că n-am pus noi nimic, însă va trebui să punem câte 5 blocuri din astea cu X în fiecare pentru că ele să nu mai poată lua absolut nimic. M-am uitat puțin prin episoadele anterioare și gândiți-vă că am făcut acest sorter în episodul 12 și ăsta e episodul 49. Mai exact, 37 de episoade ne-au luat ca să începem industrializarea asta, dar sincer să fiu, nu regret că am făcut-o abia acum, deoarece aveam nevoie și avem nevoie de o grămadă de material, adică nu uitați-vă cât stic, câtă sticlă a intrat aici, cât redstone a intrat, deci o grămadă. Și vin Pumpkin și Melon în prostie Acum, ce urmează să facem? Stai că nu era în partea asta În partea asta era, da? Ia uite Mamă, și o să punem 4 item frame-uri aici Și patru în partea asta Deja îmi plâng frame <laughs> Pentru că ar trebui să mut manual Tot ce s a strâns acolo aici și abia după Să mai lăsăm noi să muncească fermele Mai stai că trebuie să ne întoarcem oh, Stai așa, bam și în partea asta, aș trebuie să le întoarcem noi, dar la fel. Așa, în partea aia avem pumpkin, în partea asta avem melon, va trebui să facem blocuri întregi și aici avem sugar, oh, pardon sugarkin, <laughs> Uităm în inventar. În partea asta avem lână albă, deja s-a strâns destul de lână albă și în partea asta avem sugarkin, Bine, destul de multă. Așa, te întoarcem și pe tine. Și aici nu prea mai are relevanță, nu, deloc. Mă, aproape... În par pardon, 7 stecuri, aproape 7. Deci o ducem bine. A, și că a zis voi diamantele astea pe aici, ei bine, am mers până la Nenea Cosma să-i vindem 5, da, 5, 5 nemteguri. Și am zis, bă, uite, dă și mie două diamante. Păi ele oricum fac rost ușor și, na, nu bat capul să fie acolo ceva. Și după aia, nu mă văd că mi un cop diamante. Și zic, bă, da, cam și păstrează acolo, ține, ține. Na, ok, cum crezi tu. Adică, na, cu Cosma nu prea e ce discuta, nu vrea, nu vrea și atât. Și mai am nevoie de două hopare și de aceste două așa, șulcăre ca să iau din chestul ăsta tot sugar cane și să-l pun aici, da? Și acum te spargem pe tine, punem un hopper și am rezolvat. Oh, și hai să și pe tine de pe aici. În partea asta la altă, o să facem exact același lucru. Numai că avem mai mult sugar cane cu vreo 3 stecuri. Atât, spargem chestul, punem un hopper și putem să facem o schemă, da? Cum facem? Te pornim pe tine, te pornim pe tine, te oprim și încet, încet o să se dune și ia, uite, trebuie să vedem în partea asta dacă merge totul bine și trebuie să pun și eu niște sticlă. Ar trebui să vedem niște sugar cane dropat mai imediat puțin când ajung acele, ia uite, acum, mamă, altă viață. Și trebuie să văd și eu cum fac pe aici, ca să pun sticlă peste Da, eu mi-am Nu, mi-am luat sticlă mine. Bun, deci ce trebuie să facem Mamă, uite câtă lână s-o pierdut pe aici Paolo, repede, repede până nu se disponează. Până la urmă nu s-o pierdut nimic În partea asta e toată lână Avem 9 stecuri cu încă 4 mă, 13 stecuri de lână deja Oricum o să avem nevoie de vreo Cred că un double, mă rog, un double, ce să zică, vreo două șulcăre. Da, cred că două șulcăre când strângem, ne putem apuca de treabă. Deci eu o să stau puțin a pe aici, însă va trebui să vorbesc cu niște oameni care se pricep mult mai bine decât mine la Redstone și să mă ajute să rezolv lagul ul ăsta, deoarece se mai întâmplă să am uneori 60 de frame-uri și nu știu ce mai exact ar cauza. Că sunt multe lucruri care pot cauza la asta, însă vreau să-l rezolv să nu omor oamenii de pe server în momentul în care stau pe aici, pe la zona industrială. Iar în partea asta, la PPN, am strâns o grămadă și am zis că o să pun în șulcăre deoarece ne permitem. Avem șulcăre, avem magazin cu șulcăre, deci ne permite să facem treaba asta. Aici pumpkin o grămadă, nu oricum o să stăm noi să facem atâta trade cu villagerii, dar ideea era să avem. Totuși am zis că bă, fac eu ferma aia să fie cu 5 leere de căciulă, dar cred că mergea foarte bine și cu 3, numai că eu am hazardat puțin în punctul ăla Și un lucru pe care vreau să-l fac, avem aici niște crafting table-uri Și aș vrea să le pun în partea asta, da? Ca să avem niște crafting table-uri pe aici Că m-am întors să craftez melon și după aia am dat seama Bă, dar n-am niciun... nimic pe aici, n-am niciun crafting table Noroc am la mine mereu crafting table -le. Altă viață cu industrializarea asta Adică arată atât de bine Însă vreau să văd cum arată și pe hartă, și hartă pe care trebuie să facem noi de 2 pe 2, deoarece așa de 1 pe 2 nu mai merge, nu mai e de ajuns. A, așa, hai în partea asta. Bun, și hai și în partea asta altă. Bam! Mamă, cum arată! Cred că aș putea să fac o navă spațială sau ceva, din nou, tot timpul când mă uit la hartă și mă uit așa de aici de jos, mă gândesc cum aș putea să integrez toată chestia asta. Cred că ar fi numai o navă din aia spațială gigantică, așa foarte, foarte mare. În rest, nu prea vine o idee sau o insuliță pe sub toată chestia asta, nici așa nu ar merge bine. Da, complicat, complicată treaba. Dar o să vedem și noi, sper că până la finalul sezonului să reușim să facem asta și să nu rămână doar o zonă din asta industrială. Și cât o vorbeam de hartă, am dat un mic update la harta asta, știți că înainte era totul cu stone, ei bine, după ce am construit, am uitat să-i fac update și am făcut treaba asta Of, camera și arată destul de interesant, doar că nu se tare observă ce ar trebui să fie. Deci va trebui să mai adăugăm detalii, însă, după cum am spus și în episodul anterior, toate detaliile o să fie adăugate pe parcurs, dar vreau să facem astăzi, de fapt vreau să terminăm astăzi, ultimul sfert de ruine. asta și să o încărcăm acum că am terminat toate ruinele pe care le-am avut de făcut altă viață acum. Oricum v-am zis, mai trebuie să adăugăm niște detalii, dar toate la timpul lor momentan să fie toate terminate și o să mai adăugăm și niște focuri, o să mai adăugăm... Oh, și în partea asta? Ah, am, ah, ok, hai să luăm pământul măcar. Așa, ah, sau am uitat eu cumva... Ah, nu, ok, ok. Mă gândeam că am uitat cumva să fac vreo ruină și am zis, cum n-am văzut? Cum n-am văzut așa ceva, dar până la urmă a fost totul ok și asta ar trebui să fie de aici, în stângă, aici jos. Bun, altă viață, în partea aia cred că o să vină alte detalii și la am să dau asta, asta, stai, stai că pasta nu le-am dus, pasta și pe cele de la Dark nu le-am dus Și acum hai să mergem, că tot ziceam de lame și că tot am vorbit mai înainte de diamante, că am primit de la Cosma Hai să mergem până la spawn să vedem dacă mai am făcut ceva vânzări în ultimele zile Cu prima ocazie trebuie să vorbesc cu colpir despre birou ăsta, că nu mai pot, deci la început a fost amuzant, dar deja e stresant așa când văd rozul ăla acolo Bine, și nu neapărat că e roz, pe cât că nu l-au făcut prin interior, așa dacă erau ambei pereți la fel, era ok, dacă vă rozul ăla, vai, mă doare, mă doare numai când îl văd. Și vreau să văd dacă mai făcut oamenii ceva pe aici, dacă mai construit cineva ceva. Deci prin partea asta nimic, niciun upgrade. Aici oare la Zino nimic și la Nenea Dani oare o... Are, o a, deci, a, ce ar trebui să fie? Deci o pus pe aici, torți, o luminat foarte drăguț. Și a, am înțeles, o început shop dar e numai așa puțin concret prin părțile astea. Foarte interesant, foarte interesantă idee. Un, un bloc da. A, ah, uite, nu uite niciodată din partea asta. Ce interesant e designul ăla. Cât de tare poate să arate. Nu știu, îmi place mai mult partea asta decât orice altă parte, că seamănă cu un procesor ceva. Pare, a, de fapt, pare, arată foarte fain. Și hai să mergem să vedem ce vânzări am mai făcut noi pe la complexul Ieftinache. Și ia uite, am uitat să fac ușile astea. Tot uit să le fac. Tot am zis că bă, o să mă pun să le fac. O să mă pun și parcă aveam pe aici ceva, a uite, așa, aici, perfect, să facem niște uși, de fapt, niște, aoleo, ce bunăs, ce bună -s când fac din astea, așa, voi, un villager, nu, 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 stai că nu vreau să te omor, stai că nu, nu vreau să te omor, nu, o, perfect, perfect, la fix, la fix că, voi, nu, e, țip, 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 stai acolo, stai acolo, așa. Așa că poate să-l folosim noi la ceva, bun, am făcut ușițele astea, deși nu sunt cele mai ok uși, măcar râs, mă râs și avem niște uși Și acum hai să vedem dacă am mai făcut noi ceva vânzări pe aici, pe la gold, nu din câte se poate observa Astea ar trebui să le aruncăm noi, ăsta, oh, hai să le aruncăm aici direct în cesturi ah, Atât, perfect După pe aici, la gold, la gold încă, o oh, nouă, bun, bun, bun și încă, o, oh, încă unul și aici nimic Merele de aur nu se prea vând, am zis că mamă pune mere de aur ce o să cumpere oamenii și deci nu cumpără mai nimeni. Deci nu cumpără absolut nimeni. Un diamant acolo, un diamant și în partea aia, la bine, pe l-am lăsat eu să fie de la ultimele vânzări. Să pară că s-au mai cumpărat șulcăre, nu mai cumpără nimeni. Vai, 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 trebuie să vedem ce să mai cumpără și să mai adăugăm pe aici. Dar prismarine, o, oh, o oh, trebuie să mai stau afeca. Trebuie să mai stau afeca pe acolo, pe la ferma lui Dorin partea asta un diamant, în partea asta nici măcar unul. O să mă duc, cred că o să mă duc zilele astea. Căruții noștri sunt bine, sănătoși, nicio problemă. Nu, sunt toți doi aici și al treilea acolo. Perfect, toți trei liniștiți. Capetele astea, am o presimțire că nici ele nu tare funcționat. Da. Da, 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 n-am făcut tare multe vânzări în ultima perioadă Bine, nici nu știu cât o intra hai, duci în ultima perioadă Dar, sincer, să fiu cu voi tot n-am făcut foarte multe, bine, n-am făcut vânzări în mare parte, dar dacă e să venim aici și să ne uităm, bum, ia uite, s -o mai adunat ceva, s-a mai adunat ceva și putem să punem, oh, <laughs> nici chiar așa, atât, păi uite că o să le împărțim în jumate. 29 de diamante, paolo, lux, 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 lux. Și acum trebuie niște morcov de aur ca să fac restoc acolo, dar o să fac eu restocul cu altă dată. Altfel arată acum, deci când vezi așa cu shader toată zona, parcă e altceva. Însă, oameni faini, noi o să încheiem aici acest episod, nu o să ne mai lungim. Oricum mă bucur că am reușit să facem destul de multe lucruri în episodul de astăzi. Am și lucrat cu Puf, de exemplu, la începutul episodului și asta îmi place mega mult că mai reușesc și eu din când în când să mai lucrez cu oamenii, mai dau de ei sau mai avem proiecte comune și aici la lână Paul, trebuie să mai stăm afecat. Însă, acestea fiind spus, oameni faini, noi o să încheiem aici. Sper v-a plăcut. Dacă dați ce vă scurt și noi o să ne vedem data viitoare. Până atunci, deja deci voi, toate cele bune A fost bușmen. La revedere!